mișcare. Igor Nicolae, desigur cred că vedeți, Igor Nicolaevici, cred că desigur vedeți ce se întâmplă aici. Aici e sondajul real care lumea, aici sunt nemulțumirile poporului, nemulțumirile oamenilor care le-ai făcut un decurs de 4 ani de zile, le-ai mâncat zilele, sănătatea și tot ce mai avut oamenii ăștia. E vrut pe mulți în pământ cu COVID-ul tău, așa că încă o dată spun, în Tambov, în Rostov, caută-ți tu unde vrei mai bine să faci așleși, sau cea mai bun caz, dacă vrei să rămâi în Moldova, la circ, să distrezi copiii. Igor Nicolaevici, la revedere! Thank you.
oamenii s-au săturat de atâta corupție, s-au săturat de cu loc. Liber, cu plăcere, cu entuziasm, bună ziua, mă rog, claxonează, îi dau note lui Dodon. Și eu-s cu locul. Să trăiți, mă rog, bună ziua. Nu, bună ziua.
Să trăiți sănătate, noroc, noroc, noroc. Am vrut să vă salut. Da. Și eu cu locul. Yeah.
ziua! Să trăiți! Și eu am sculiocul! Hai să fiți scopul, bă!
Poliția. Poliția nu claxonează, dar arată din mână. Bravo! Ne bucurăm măcar pentru asta. Vreau să vă spunem, dragi concetățeni, a este, cred că, unicul... Noi, moldovenii, suntem, de fapt, uniți. Dar asta e încă un moment, un prilej să ne unim împotriva lui Dodon. Toți suntem împotriva lui Dodon. Mare parte a concetățenilor noștri, chiar de după hotare, claxonează, strimăt sute de video. Noastră, de-am vedeți ce se întâmplă în țară, toți claxonează împotriva lui Dodon. Igor Nicolaevici, nu mai are nimeni nevoie de dumneata. Nu cheltuie, te rog, banii care... Vânăoară i-ai furat tot tu de la noi, tu și partenerii tăi de coaliție și de timpienile care le-ați făcut în țară. Nu mai cheltuiți banii în doi, Igor Nicolaevici, n-ai, pur și simplu, nicio șansă. Absolut nicio șansă. Unica șansă a ta e să stai la închisoare sau în circ. Scăpăm de Dodon, claxonăm împotriva lui Dodon. Toată țara claxonează împotriva lui Dodon. Deja mai mult de jumătate de lună, toată țara, în realitate, claxonează împotriva lui Dodon. Noastră vedeți ce se face, s-a oprit poliția la colț, se filmeze. Eu nu știu motivul, vă rog frumos camera, că s-a oprit poliția. El stă să se filmeze, uitați-vă, poftim, el a oprit poliția să se filmeze pe noi. Bunoară, eu nu văd niciun motiv. Domnul, știa, tu ce s-a oprit mașina? Sunteți în serviciu, da? Se filmați? În serviciu dumneavoastră? În izul cu străzi, se filmați pe noi? Ba da, ne filmați pe noi! Vă arătați-vă cu degetul! Vă rog, echipajul 9734, oprit în centru, străzi să filmeze pe noi. Poftim, dezmăț total! Dezmăț total, uitați-vă ce fac ei! Aici sunt poliția care ne... care ei plătesc un salariu bunoară din... din impozitele mele, iată, gata, nu mi-e trebuie să filmat, deja pleacă. Claxonează. Lumea se bucură că scapă de Dodon. Am mai rămas mai puțin de 3 luni de zile, 2 luni și o lipțică și scăpăm. Scăpăm de rău, rău din țară. Rău 4 ani de zile, adică mai mulți ani de zile. Numai cu Culeașul a trăit el și toți partenerii lui. O uitat unde se duce la odihnă. Deși de atâta, nu Igor Nicolaevici, nu de atâta. Noi să te dădem afară pentru că trebuie, nu numai de atâta, să știi. Poporul, așa arăte pe data din 1 noiembrie la scrutin care este problema și care, de fapt, tu ești problema. Asta este realitatea.